Un nou episod ciudat în politica moldovenească. După ce și-au unit forțele pentru a da jos actuala guvernare, Renato Olsat îl suspectează pe Igor Dodon de colaborare cu puterea de la Chișinău. Cu socialiști, conflictul le mai bagă presa de la PD, poate cineva și din alte partide politici. Eu n-am de gând să mă cert nici cu Dodon, nici cu Năstas, dar pentru orice colaborare cu Plahotniuc, pentru orice votare случайnă cu Plahotniuc, a sprânească peste mâini. Nu contează. Dacă este cineva în opoziție, a să fie în opoziție, dar nu o leacă în opoziție și o leacă spravișim regim. USAT a spus că socialiștii au cerut convocarea de urgență a primei ședințe a Parlamentului fără acordul său sau lui Andrei Năstase. Și Năstase așa a spus. A fost de 5 ani. Da, da. Și după asta am înțeles tot ce o urgentează. Și urgentă, m-am mai urgentat odată când s-a votat cu Cineau, ca să iasă de sub guvern, să treacă sub Parlament. Mi-am mai silit odată. I-am dat cază, lăsam pe Strelesc, pe prim-ministru. Vă dați seama ce aveți și bă, mă. Am o plăcă, nu că aveți să aibă mai puțin timp liber să ocupi de opoziția reală în țară, înțelegi? Potrivit lui Satei, aceste manevre se fac din cauza că Vladimir Plahotniuc continuă să-i fie frică de acțiunile partidului nostru și a partidului Platforma Demnitatea și Adevăr. Сегодня они пытаются на нас надавить, потому что им не нравится наша протестная активность. Я знаю, как Плахотнюк это комментирует. Сегодня есть два человека, которых он хочет уничтожить. Один это Андрей Настас, второй это Ренат Усат. Totodată Усат i-a spus că dacă va fi trădat din toate părțile, atunci va continua să lupte singur. Iar o mobilizare totală din partea cetățenilor va avea loc la alegerea președintelui țării. Игорь Николаевич сказал, что нет, мы опять только мирно будем заходить. Позавчера он написал о том, что ему сложно работать со мной, бедный, устал. Усатова партия популистов, еще что-то. Тоже слезно входит. Обращение. Поэтому сегодня он не идет, пойду я. Если завтра на самом деле будет это заседание парламента, которое он вчера спровоцировал, и он знал о том, что оно будет, значит пусть завтра идет, рассказывает стихи, я выйду в другой день без Додона. Amintim că Renato Usate și Igor Dodon au făcut primul front comun la sfârșitul lunii septembrie, când și-au început protestele împotriva guvernării prin instalarea în centrul Chișinăului a câtorva zeci de corturi. Între timp, cei doi s-au unit și cu Andrei Năstase și au continuat lupta contra actualei clase politice moldovenești.